Discutăm astăzi despre medicina holistică și medicina tradițională cu domnul dr. Daniel Iordăchescu, medic stomatolog. Bună dimineața, domnule doctor, bine ați venit în platou și enumăr titulaturile dumneavoastră. Ați terminat medicină generală, specializare stomatologie, dar și chirurgie plastică și duceți mai departe această credință, așa cum ați depus și jurământul lui Hipocrate, în a fi un medic al timpului său, preocupat foarte mult de medicina holistică. Da, bună dimineața și mă bucur că sunt cu voi. Pentru mine medicina, dacă nu este holistică, nu poate fi numită medicină. Iar această latură biologică a medicinei, biologică și holistică, pentru mine biologic este tot ceea ce este logic pentru viață, tot ceea ce susține viața. Și este rezultatul practic a maturării demersului meu profesional. Un demers, cred eu, firesc și de bun simț până la urmă. Tot ceea ce vă voi spune astăzi, chiar dacă poate părea nou și neverosimil, până la urmă este de o simplitate, sper, cuceritoare. Să înțeleg că este practic ca un tot, ca un întreg care se divizează. Practic, așa cum este celula umană, nu? Care se multiplică și asistăm la această minune, dumnezească, cum corpul uman se regenerează și cum dumneavoastră ca medic holistic, așa cum vă place să vă spuneți, sunteți îndreptățit să duceți mai departe această credință, luând un pacient și văzând care este cauza de îmbolnăvire, ca să zic așa, stomatologică, și să-l tratați pe termen lung, practic? Cauza suferinței, nu neapărat. Pentru mine nu există boli, sunt un hipocratic prin excelență. Există doar suferință umană, există lipsă sau pierdere a echilibrului. În engleză este acest cuvânt foarte simpatic, disease, da? The lack of easiness, lipsa fluxului, lipsa curgerii. Suferința apare atunci când fluxul lucrurilor și a vieții și a energiei vitale este oprit. De cel mai multe ori această oprire vine tot de la noi. Da? Pentru că viața, în general, este făcută din decizii, nu în general și în particular. Și atunci când suferim, este o decizie a noastră să suferim. O decizie, sigur, cu niște cauze, din nou, transgeneraționale și din propria noastră viață. Iar până când pacientul nu înțelege cauza suferinței sale, vindecarea nu poate să survină. Îmi place că intrați așa în substratul acesta, în profunzime, și mă duceți cu gândul la genetică, la epigenetică, la ADN, la celula aceasta, la nucleul ADN-ului nostru, care poate fi schimbat, nu? Și că știm că de multe ori mediul înconjurător, mediul biologic influențează ADN-ul uman. Da, am fost un mare pasionat de genetică, am avut și niște profesori minunați. Am început să studiez genetica cu dragul de profesor și academician Maximilian, Constantin Maximilian, cu care am înființat în 98, iată ce vremuri, prima comisie de bioetică a Academiei Române. România nu avea o comisie de bioetică la acel moment. Stau să mă întreb, eu nemai fiind foarte ancorat la realitățile românești, trăind în Italia, dar venind, cum știți foarte bine, în fiecare lună în țară și ne lăsând România absolut niciodată, doar în perioada pandemiei a fost un interval în care eram arestați, practic, la domiciliu. Au fost perioade grele. Spuneam că, iată, am avut acești maestri minunați în domeniul geneticii, apoi am făcut un master de genetică la Universitatea din Bordeaux o pasiune foarte mare, pentru că apoi să înțeleg că epigenetica ia puternic spațiul geneticii și în afară de problemele serioase, sindromici și știm foarte bine sindromurile grave, tip Down, trizomiile, în afară de aceste probleme grave genetice, ceea ce manifestăm, da, este în special epigenetic, pentru că epigenetica poate, mediul de care vorbeați și ambientul cu care ne înconjurăm, deciziile noastre de viață pot să ne schimbe efectiv structura genetică. Să înțeleg că noi suntem creatorii proprii noastre vieți? Întotdeauna. Întotdeauna și indubitabil. Viața este făcută din decizii, sănătatea este o decizie, fericirea este o decizie. Noi asistăm practic la o schimbare mondială asupra moleculei umane, pentru că schimbarea din ADN-ului practic este o problematică care ne preocupă pe fiecare dintre noi, cu atât mai mult cu cât dumneavoastră, domnul doctor, pentru că am fost foarte atentă la drumul devenirii dumneavoastră și sunteți îndreptățit în a veni acum în fața telespectatorilor de la A7 TV, pentru că toate studiile pe care le-ați aprofundat, de la medicina tradițională până la cea holistică, vă face să aveți credibilitate. Pentru că acum este o modă, această modă, în a spune că este o evoluție spirituală la cel mai înalt nivel, dar trebuie să disecăm acest subiect și să punem punctul pe i. Pentru că dumneavoastră aveți o poveste de viață impresionantă și ați trecut printr-o experiență care v-a făcut să aprofundați lucrul ăsta. Am înțeles că ați avut vă las să povestiți dumneavoastră. Da, am avut multe. Ceea ce spuneați, doamnă, este absolut adevărat. Și iar acest adevăr, pentru că am rostit acest cuvânt, adevăr, adevărul este irezistibil. Omul nu poate să rămână indiferent în momentul în care ia contact cu un adevăr, pentru că, dincolo de cuvântul rostit, adevărul din spatele cuvântului îl penetrează, indiferent de nivelul educațional pe care îl are. Este acel bun simț înnăscut, care nu poate fi șters de nimic. Dimpotrivă, poate un creier prea populat, să zic așa, creierul intelectualist, se spune că intelectualii sunt cei mai nefericiți oameni de pe planeta aceasta, pentru că știu foarte multe lucruri cu care nu știu ce să facă, pe care nu știu să le folosească. Eu am avut, bineînțeles, în construcția mea, atât mentală cât și intelectuală, am avut o perioadă de mari acumulări, pe care citam o carte pe noapte în timpul perioadei ceaușiste, în acele ierni îngrozitoare în care dormeam îmbrăcați și ne ieșeau aburi din gură în casă. Perioadă însă care, vedeți, întotdeauna în orice evmediu, în orice perioadă de mari încercări, spiritul are momentul cel mai oportun să se călească. Și iată, am, să zic așa, că am vrut, că n-am vrut, această perioadă dură m-a format și m-a făcut să acumulez într-un timp scurt, poate prea scurt, foarte mult. Lucruri care nu îl dau ca un exemplu pozitiv, dimpotrivă. Așa cum știți și cum, iată, am apucat să discutăm, m-a dus ca la 34 de ani deja cu absolventa a 2 universități de medicină, o specializare de chirurgie maxilofacială și plastică, un doctorat făcut cu niște oameni minunați în antropologie medicală la Institutul de Cercetări Antropologice la Academiei, cu Bălăceanu Stolnici, Dumnezeu să-l ierte, doamna Cristina Glau, Maximilian, monștri sacri pe care, din păcate, nu-i mai avem printre noi. La 34 de ani, în timp ce operam, a dus Deoprescu din Franța de la bursă pentru a deschide o secție în Spitalul Municipal. Făceam un spasm coronarian și un infarct miocardic inferior, posterior inferior, care m-a oprit din aceste fervori eroice nepotrivite și de o condiționare puternică în spatele lor. Și m-au pus să-mi dau un răspuns la o întrebare fundamentală. Da? A fi sau nu fi, a vrea să trăiesc cu adevărat, iată, sau nu. Pentru că acel mod nu era un mod adevărat, un mod care, iată, făcea inima mea la un moment dat să zică basta, nu te mai suport așa, nu putem merge înainte. Și acesta a fost declicul care v-a făcut să aprofundați această știință a medicinii. De multe ori medicul sau dumneavoastră ați fost pus în imposibilitatea de a da un tratament logic, așa cum l-ați învățat ca la carte. Și de multe ori, practic, minunea dumnezească face ca noi să ne regenerăm, să ne repoziționăm în societate, să redevenim creatorii proprii noastre vieți. Și iată că probabil mulți dintre medici poate nu v-ar fi dat un rezultat favorabil, nu? Făcând un preinfart, se poate întâmpla orice. Și iată că sunteți în formă, v-ați revenit și nu numai că sunteți sănătos, veniți în fața noastră și ne aduceți știința aceasta care vă îmbogățește, ca și noi, la rândul nostru, să fim asemeni dumneavoastră. Asemeni dumneavoastră, asemeni lui Dumnezeu, imitați-o Cristi, acela este idealul. Nu neapărat eu sunt un exemplu maximus, nici vorbă de aceasta. Sunt un elev etern și voi rămâne un elev etern. Cu siguranță, dacă tot am ajuns în domeniul acesta al misticului, Dumnezeu nu vrea de la noi decât să facem maximul nostru posibil. Iar cuvântul de ordine în toată povestea pe care ați enunțat-o este sinceritatea. O imensă sinceritate cu tine însuți, fără de care demersul existențial devine o mare trădare. Iar trădarea de sine, așa cum gnoza o enunța și societățile arhaice, este marea erezie. Este marea erezie pentru că în momentul în care te trădezi pe tine însuți, evident i-ai trădat pe toți ceilalți, inclusiv pe Creatorul tău. Și atunci ești împotriva creației, ești, dacă vreți, un anticristi, împotriva creației, împotriva legilor divine. Și e tristă această postură. Sinceritatea însemnând adevăr, însemnând cunoaștere, credință, însemnând debarasarea a tot ce înseamnă, nu știu, emancipat, impresionant, și a te debarasa de tot și a fi în starea te, într-o stare de goliciune, nu? Este cea mai înaltă disciplină. În toate tradițiile, în toate sistemele monastice, cea mai înaltă disciplină este golirea de sine. Pentru că numai în momentul în care ego-ul dispare, scuzați-mă, poate să intre altceva. Este o istorioară foarte drăguță, nu știu dacă avem timp să o să-mi dau vina acum, și despre un principe moștenitor al unui important tron care vine la bătrânul înțelept spunându-i: bătrâne înțelept, renunț la tot, da? Pentru că e foarte simbolică în ceea ce spuneți această poveste. Renunț la tot, am înțeles despre ce e vorba, despre deșertăciunea lumii. Vreau să urmez calea, calea sufletului, calea spirituală. Și maestrul îl privește cu circunspecție și zice: haide, bine, dragul meu, haide să bem un ceai. Și se retrag într-un foaier și maestrul începe acel ritual al ceaiului. Nu știu dacă în tradiția și chineză și japoneză durează vreo 2 ore. Meticulos, precis, în care, evident, la un moment dat, tânărul furibund cedează. Da? Maestre, se poate așa ceva. Deci, nu cedează în momentul în care, după 2 ore, ăsta începe să-i toarne în ceașcă, se umple ceașca și el continuă să-i toarne. Și ceașca dă pe afară, impasibil, la care tânărul explodează. Da? Maestre, după ce am așteptat atâta timp tot acest ritual, acum versi ceașca. Și el îi spune: da, dragul meu, uite, iată, tu ești precum această ceașcă. Vii la mine plin, dând pe afară de lucruri. Du-te întâi și varsă-ți ceasca, ca să pot apoi eu să pun ceva. în ea. Fiind atât de plin de noi înșine și de informațiile de care spuneam, de facultăți, de titluri, de biblioteci, de aceste demersuri intelectualiste și de show-off, nu devenim niște coși de oameni. Interiorul nostru este uitat și undeva mocirlit. Până nu spălăm de pe suflet noroiul acesta al suprafeței, nu avem cum să coboare în noi vreun adevăr. Dar decantarea aceasta de care vorbiți, domnul doctor, aceasta nu se produce decât atunci când ești prea plin de informație, ajungi să discerni ce e bine, ce e rău, prin propria ta experiență de viață și a minții de care dispui, și după aceea cred că te debarasezi de toate astea, ajungând la sinele suprem, la tine, la ce însemni tu, raportat la societate. Și da, este un subiect destul de interesant. E nevoie de curaj. E nevoie de curaj ca, să zic așa, catalizator alchimic a acestui proces. Pentru că, într-adevăr, trebuie să treci prin aceste etape, că precum miturile eroului, da? Ulise, care trebuie să coboare în infern ca să o scoată pe Persefona la lumină. Nu există altă cale. Asta este vestea bună, să zic așa, pentru cei care caută multe căi, da? Și sunt dispersivi. Din fericire, e o singură cale. Dacă o găsești, ai făcut bingo, să zic așa. Da? Am înțeles. Iar suferința este alchimizantă, da? Sigur, a nu ne scufunda în suferință, pentru că acum, iată, fiind, cum spuneam și cum am promis, un elev veșnic, îmi termin studiile de master de psihologie și diferența este foarte mare între tristețe și depresie, de exemplu, da? Tristețea este naturală, este biologică, este umană. Depresia nu. La fel, nu trebuie să cădem în suferință, ca și în depresie. Trebuie să o primim ca un fenomen normal, ca și durerea. Pentru că durerea este un sistem de alarmă, iar medicina simptomatică, așa zis, modernă, combate durerea, da? Care, dimpotrivă, ar trebui să ne oprească din ceea ce facem greșit, evident, pentru că de asta a apărut, și să analizăm cauza durerii și pur și simplu să o combatem, fără pumne de antibiotice sau alte medicamente. E atât de simplu, pentru că, dragilor, dacă această cauză a suferinței nu este detectată, putem folosi toate minunile de tehnici, da, din ziua de astăzi, da? Vindecarea nu va surveni niciodată. Asta înseamnă, practic, prevenția, da? Să vedem care este cauza datorită căreia ne-am îmbolnăvit și să începem să analizăm lucrul ăsta și să tratăm suferința. Să înțeleg că holistic înseamnă nu neapărat naturist. Înseamnă practic un corp care nu are o boală, care nu are o boală. Nu înseamnă și că este un corp sănătos, pentru că vorbim despre minte, trup, nu? Da. Despre acest suflet. Este holismul. A integrat toate ce... Nu suntem părți disparate, da? Acum avem specialități. Am făcut corpul, l-am desfăcut în bucățele, iar medicul pneumolog nu mai știe ce se întâmplă cu creierul, ca și când plămânii ar fi disociați sau despărțiți de creier. Este o nebunie ceea ce se întâmplă, da? Iar a trata simptomul nu face decât să cronicizeze această suferință. Că, vedeți, evit cuvântul boală, da? Nu există boli în sine ca și specii clinice, ci persoane suferinde care au simptomatologii similare, ca și în genetică, cum spuneam. Că asta am înțeles din acel master de genetică, că ceea ce practic moștenim de la părinții noștri, dincolo de toate de gene, ok, cu siguranță moștenim genele, dar ceea ce este mai important, moștenim apucăturile. Să zic așa, ca și cuvânt generic, da? Credințele, modurile de a face lucrurile, obiceiurile. Și vă garantez că apucături similare duc la patologii similare. Și ne putem debarasa de multe dintre aceste chei ale genelor? Din nou, este vorba de o decizie. Sigur, cum vă spuneam, de asta suferința, în sensul ăsta alchimizant, pentru că ne oprește durerea și suferința, ne oprește dintr-un parcurs care nu ne duce decât în jos, da? Dacă reușim să o înțelegem, să o luăm ca oportunitate și să nu cădem în depresie, Doamne, pentru că Dumnezeu nu îți dă să te pedepsească, nu există așa ceva. Dumnezeu nu știe decât să spună da. Dacă vedem cum am văzut eu în infarctul pe care l-am avut, un imens cadou din dragoste, un imens cadou din dragoste, care m-a oprit dintr-un parcurs cu siguranță nefericit, da? Chiar dacă puteam să fiu profesor la 34 de ani, șef de departament, da? Lucruri goale însă, pentru că interior muream sau eram deja mort. A fost minunat. Chiar dacă după acest infarct m-am oprit, mi-am dat demisia din joburi pentru care colegii mei poate ar fi în stare să o moare, cu atâta seninătate, și mi-am luat un bilet către India deschis pentru un an de zile. Am lăsat tot și am plecat. Și m-am întors la viață, la adevărata viață. Am înțeles. Și ca medic stomatolog, pentru că spuneați că există un corespondent, da? Acest minunat organism uman, această minune dumnezească, foarte bine structurată, cu toate celulele, moleculele, tot ce dispunem noi, practic, corespondentul dintr-un organ cu celălalt organ. Asta mă face să cred că totul parcă este emblematic, poate Dumnezeu ne-a făcut în cea mai bună formă. Să înțeleg că, pentru că sunteți medic, stomatolog, și nu vreau să ne abatem nici de la medicina tradițională, aparatul acesta, cavitatea bucală, dumneavoastră nu tratați doar dinți sau doar... Eu știu că zâmbiți, dar mulți dintre cei care ne urmăresc... Da, zâmbesc pentru că de multe ori pacienții vin la mine și le spun: dragilor, pentru ce ați venit? A, pentru asta, pentru căriuță, pentru dinte, pentru implant. Eu zic, eu nu tratez guri, eu nu mă ocup de dinți, da? Dincolo de glume, gura este mult mai semnificativă decât am putea imagina. De fapt, este prima diferențiere a embrionului. Din acea masă de celule embrionare, prima diferențiere, prima invaginație este gura. Cu gura începe existența, cu gura începe viața și tot pe gură iese la ultimul expir sufletul, acel 21 de grame, cum a fost, iată, e simpatic acel film. Nu știu dacă sunt neapărat 21 de grame, dar ultimul suflu vital tot pe gură iese. Gura în această ambianță capătă o însemnătate majoră. Și apoi proiecțiile, într-adevăr, ale sănătății orale, întotdeauna vechii bătrânii doctori enciclopedi, nu exista când făceau anamneza să nu-ți deschidă gura, să uită la limba ta, da? Medici generaliști vorbesc, nu stomatologi. Dar și antropologia, care studiază... Sigur. Practic, osatura, da? Mandibula sau dinții, de multe ori e o caracteristică a vieții omului respectiv, da? Cum s-a hrănit, unde a trăit, cât a trăit. Exact. Este o proiecție a întregului organism. De multe ori, când am pacientul față și ne uităm la radiografia lui panoramică, îi spun: dragilor, aceasta nu este radiografia unei guri, gurii dumneavoastră, ci a vieții dumneavoastră. Și pentru că mi-ați dat așa finalul acesta apoteotic, ați spus că e viață. Practic, dinții cu care apucăm viața... Sunt organele cu care apucăm viața, da? Viața nu ne-o pierdem printre degete, că ne-o pierdem și printre dinți. Sunt efectiv singura parte scheletică expusă și sunt realmente organele cu care apucăm existența. De aceea echilibrul la acest nivel este esențial, pentru că ne conferă nu numai echilibru scheletic, ci și echilibru celorlalte corpuri subtile. Iar fără această stare de echilibru nu se poate trăi. Starea de echilibru, sănătatea însăși, este echilibru. Mulțumesc foarte mult pentru tot ce ne-ați spus în această dimineață, util nouă, oamenilor, și promiteți-mi că o să mai veniți în platoul la A7 TV. E un cuvânt magic pe care l-am învățat în India, da? Maybe, da? Poate. Nu vom ști niciodată, doar Dumnezeu știe. În orice caz, nu uitați, sănătatea este o alegere.